Bună ziua! În clipul de astăzi vreau să vă spun 5 motive de ce aerul condiționat nu răcește. Primul motiv, lipsa freonului în instalație. Cum ne dăm seama de această problemă? Aprindem aerul condiționat și îl setăm la cea mai joasă temperatură ca să funcționeze la capacitate maximă. Așteptăm 2-3 minute, iar după mergem afară la unitatea externă și verificăm dacă a apărut gheață sau zăpadă pe unul din tubii ce intră în unitatea externă. Dacă găsiți așa ceva, eu am să vă las un video mic ca să vedeți cum se vede, da? Zăpada și gheața. Iar cea de-a doua, cum verific eu, tot așa, cu aparatul pornit, puneți mâna în fața grilajului la unitatea externă. Puneți mâna, trebuie să simțiți aer cald, că iese, nu aer rece. Dacă iese aer rece, înseamnă că instalația este complet goală, nu are freon în interior. Și în acest caz, trebuie să chemați un tehnic pentru a verifica din ce cauză s-a pierdut acel freon, iar după să vă facă încărcarea cu freonul respectiv. 2. Verifică setările telecomenzii. Verifică dacă aerul condiționat este setat pe modul de răcire. Iar aici vă sfătuiesc să nu setați niciodată modul automat, deoarece sunt multe probleme ce împiedică răcirea apartamentului vostru sau a casei dumneavoastră. A treia problemă. Filtrele unității interioare sunt murdare. În cazul ăsta, ce trebuie să faceți? Deschideți capacul la unitatea internă, curățați filtrele și totul este în regulă. A patra problemă. Avem ventola, este defectă sau și ea este înfundată de murdărie. Cu timpul se adună mucegai și pânză de paianjen și toate celelalte și nu o să vă mai împingă aer afară. Al cincilea motiv, aparatul de aer condiționat este prea mic pentru suprafața pe care doriți să o răciți. În cazul ăsta, trebuie să fiți sigur că ați ales un aparat de aer condiționat la dimensiunea apartamentului dumneavoastră. Cam atât pentru astăzi. Sper să vă fie de folos aceste informații. Iar dacă aveți întrebări, nu ezitați să înscrieți în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, toate cele bune!